partener al emisiunii Starnet. Viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, știți probabil că o delegație oficială de cel mai înalt nivel, condusă de premierul Pavel Filip, participă zilele acestea la Bruxelles, la lucrările Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Acest Consiliu al Asocierii este, de fapt, cea mai înaltă instanță de comunicare și de adoptare a deciziilor obligatorii pentru părți. Păi iată, delegația noastră s-a prezentat la Bruxelles cu o foaie de parcurs care conține prioritățile guvernului. Premierul Filip spune că această foaie e cuvântul de onoare a guvernului că va implementa reforme. Întrebarea este de ce o foaie substituie cuvântul de onoare? Doar există acordul de asociere, agenda de asociere, documente care sunt obligatorii și sunt semnate de către Uniunea Europeană și Republica Moldova. Mai mult, există Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere. Acolo toate lucrurile sunt fixate și este specificat când, cum și cine este responsabil pentru implementare. Noi am mai avut foi de parcurs și planuri de acțiuni, de exemplu, pentru implementarea reformei justiției. Și unde am ajuns? În hău. Noi înțelegem de unde vin problemele. Chiar premierul Filip ne-a spus, partenerii de dezvoltare au pierdut orice încredere în guvernanții noștri, iar fără credibilitate nu poți obține finanțări, credite, granturi și așa mai departe. Vă amintiți ce spunea reprezentantul Băncii Mondiale? Noi nu putem să vă mai dăm bani și credite pentru că vi-i dăm prin ușa din față, iar voi prin ușa din spate îi furați precum miliardul. Asta e realitatea. Iată de ce acum accentul se pune pe cuvânt de onoare și pe o nouă foaie cu promisiuni. Apropo, știți ce conține foaia de parcurs? Promisiuni de a elabora studii și proiecte de legi, unele deja adoptate sau votate în prima lectură. Acestea deja au fost supuse unor critici aspre pentru mimarea reformei aici în Republica Moldova. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, chiar săptămâna trecută a declarat că Uniunea Europeană nu mai crede promisiunilor, doar faptelor concrete și pe bună dreptate. Care e sensul să promiți realizarea reformei administrației publice până în luna iunie, dacă începutul reformei administrației centrale a fost declarat mai bine de 10 ani în urmă încă de guvernarea lui Voronin? Sau cine poate crede în realizarea reformei administrației publice locale dacă termenul strategiei respective, adoptat încă acum 4 ani de zile, a expirat anul trecut? Dar să luăm cel mai important domeniu inclus în foaia de parcurs, combaterea corupției. Știți ce e acolo? Adoptarea unei legi noi cu privire la Comisia de Integritate, delimitarea competențelor între Centrul Anticorupție, Ministerul de Interne și Procuratură, dar stați fraților un pic, doar în anii guvernării zise pro-europene au fost deja reformate Ministerul de Interne, Centrul Anticorupție, Procuratura, abia a fost creată Comisia de Integritate. Cu toate acestea, corupția a înflorit și a înflorit sub sloganul toleranței zero față de corupție. De aceea, noua foaie de parcurs e praf în ochi. Asta fiindcă atât guvernanții noștri cât și europenii știu prea bine că în combaterea corupției cel mai important lucru este voința politică. Asta scrie chiar în strategia națională anticorupție. Iar voința politică poate fi manifestată imediat, acum și fără foaie de parcurs. De exemplu, ce împiedică guvernarea să ia atitudinea imediată față de dolce vita italiană a ministrului liberal Chirinciuc? El doar a încălcat legea, a recunoscut că a dosit informația despre afacerile la care este parte. Doar în hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, apropo, hotărârea adoptată la solicitarea Partidului Liberal, se evocă că statul de drept nu poate admite suspiciuni de corupție și lipsă de integritate a înalților săi demnitari, fiindcă asta dărâmă încrederea cetățenilor în instituții. Vă amintiți argumentele Curții? Ea spunea că statele europene au dezvoltat o practică specială pentru cazurile de suspiciuni de corupție și de lipsă de integritate. Păi, iată, potrivit acestei practici, acuzarea unui ministru sau prim-ministru sau chiar a unui președinte de țară de săvârșirea unor fapte reprobabile, chiar dacă nu există documente judiciare care confirmă, conduce imediat la demisia, înlăturarea imediată din funcție a acestor demnitari.
Observați, este vorba de practici, nu de foi de parcurs. După această decizie a Curții Constituționale, ce împiedică, de exemplu, guvernarea unui stat asociat cu Uniunea Europeană să procedeze la fel? Ce împiedică Comisia de Integritate sau Centrul Anticorupție să demonstreze că pot combate și preveni corupția, precum și abaterile de la normele de integritate? Sau ce împiedică guvernarea să ia atitudine și să investigheze cazurile de acaparare masivă a spațiilor verzi și a pădurilor, unde se construiesc ilegal conace boierești? Acestea sunt întrebări acute, care au nevoie de răspunsuri imediate și nu de foi de parcurs. Răspunsul este cunoscut, lipsește voința politică. Doar este vorba despre băieții deștepți din arcul guvernării, care acționează după principiul dictatorului Franco. Băieților noștri totul, oponenților legea. Păi dacă se vede cu ochiul liber că așa este, atunci care foaie de parcurs și cuvânt de onoare mai pot reface încrederea europenilor? E nevoie de fapte cu efect imediat. Ne revedem mâine, al vostru domn președinte.